Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Astăzi, la ora 22, Cornel Dărăvășan vă invită la o ediție specială în direct, împreună cu Florin Ianovici, pastorul Bisericii Renovatio, Cornel Popescu, liderul Samaritenii Renovatio, dar și cu actorii Mihai Gruia Sandu, care va juca rolul lui Pilat, actorul Radu Mateucă, care joacă rolul lui Isus la Brăila și Ploiești, actorul Corneliu Ulici, care joacă rolul lui Isus în București și actorul Florin Chevorchian, care joacă rolul lui Caiafa, toți participanți în piesa Taina Paștelui, o distribuție cu 36 de actori, 8 profesioniști și 28 de actori amatori, care va fi jucată pe scena Palatului Copiilor, dar și în provincie. Vă așteptăm la o emisiune superbă cu informații de primă mână cu privire la acest spectacol. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună! Sunt Cornel Dărăvășan. În această seară, după cum ați văzut în promo-ul nostru, avem ceva cu totul și cu totul deosebit. De aceea o să începem cu o știre foarte bună pe care vă invit să o vedeți. Dragi copii, ne-am reîntors cu vești bune! Invităm din nou toți copiii cu vârstă între 6 și 12 ani să participe la un nou spectacol intitulat Taina Paștelui, unde vom descoperi ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă și de ce sărbătorim noi Paștele. Spectacolul va fi pe 8 aprilie la Brăila, 14 și 15 aprilie la București, iar pe 17 aprilie la Ploiești. Intrarea se va face doar pe bază de invitație. Vă așteptăm cu drag să ne revedem! Hristos a înviat! Așadar, o ediție specială, doamnelor și domnilor, această seară, împreună cu 6 invitați de excepție. Le spun bun venit tuturor, dar aș vrea să începem să vi prezint maestrul Mihai Gruia Sandu, profesor universitar, doctor, actor, pe care îl cunoașteți, bineînțeles. Vă mulțumesc, maestre, că sunteți cu noi în această seară. Am semnalizat prezența să știe lumea despre ce de cine e vorba. Așa, corect. Da. Prea multe titluri. Prea multe, să rămânem titluri pe Gruia, atât. Da. Mai departe. Mai departe, domnul Radu Mateucă, actor. Bună seara. Bună seara. Bine v-am găsit. Mă bucur că sunteți cu noi în seara aceasta. Și eu mulțumesc de invitație. Semănați așa un pic cu domnul Iisus, din cât îl știm noi. Din, da, în ultima vreme mi se tot spune. Da. Mă bucur că aduc. Mulțumesc. De aici a venit și propunerea. Foarte frumos. Domnul Corneliu Ulici, actor, bun venit. Corneliu Ulici, fără domnul, mulțumesc. Corneliu. Da. Și dumneavoastră semănați așa un pic cu domnul Iisus. Da. Da, cum ziceam, nu spuneți dumneavoastră, nu spuneți domnul, nu sunt nici domn, nu sunt nici dumneavoastră. Da, mulțumesc și mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fie aici. Domnul Florin Chevorchian, de asemenea actor, care va juca în această piesă, o să vedem despre ce vorba, bun venit. Bun venit. Pot să fiu și eu tot Florin Chevorchian, dacă vreți, suntem împreună între... Am un rol extraordinar, perfect pentru mine, așa m-am bucurat când l-am primit, cum să spun. Cel care îl ucide pe Iisus este o bucurie să-l joci. Bine că se face rău după fiecare repetiție, da. Mai este unul și mai grav. Bine că n-ați primit. Da, mai era unul. Acela mai trebuia să fie, da, sigur că da. Deci o să fiți Caiafa. O să fiu Caiafa. Cornel Popescu, la Samaritenii Renovatio, bun venit în seara asta. Mulțumim, mulțumim că ne-ați invitat, ne bucurăm. Am impresia că tu ești capul bunătăților de aici, că se zice că e capul răutăților cineva, dar de data asta nu e nicio răutate, e doar o bunătate, e ceva deosebit. Cred că este o dorință a lui Dumnezeu și îmi doresc foarte mult să-și fi găsit loc în inima mea și să se poată nască, să se poată naște acest proiect frumos. Nu în ultimul rând, Florin Ianovici, pastor, prieten, jurist, psiholog, de toate. Bun venit, Florin! Bine v-am găsit, Cornel, și felicitări pentru cei 6 ani ai postului. Ați avut o sărbătoare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi și sperăm să vă auzim încă și să vă vedem mult și bine. Dragilor,
sunt foarte bucuros că sunteți aici. Nu-mi vine să cred că am ajuns un astfel de moment, pentru că în sufletul meu am și eu un proiect care seamănă puțin cu ăsta. Nu vi-l spun în seara asta, decât poate după ce se încheie emisiunea. Însă atunci când vă văd, îmi dau seama că există o simbioză așa de gânduri, de trăiri care v-a adunat împreună. Maestrul Gruia joacă rolul lui Pilat într-o scenetă, într-o piesă de teatru cu mulți actori profesioniști, dar și cu neprofesioniști. Cum ați primit, maestre, propunerea aceasta? Tocmai stabilisem că fără maestre, dar să trecem din nou pe așa? Da. Durează puțin până ne învățăm noi ăștia mai tineri. De la o vreme, nu mai insist atât de mult pe propria mea voință în ceea ce privește ce mi se întâmplă, ce proiecte, nu le mai împing eu, nu mai vreau să se... Las să se întâmple, las să vină. Și iată că, la un moment dat, fără să mă împotrivesc, fără să împing, a venit chestia asta. A venit Pilat spre mine. M-am uitat așa puțin, m-am documentat din filmul lui Zeffirelli, din Biblia am recitit și am zis, ok, dacă e să-l fac, hai să-l fac. Nu știu cum să spun asta. Adică, sigur, știm cu toți ce adunați aici că există întotdeauna o voință deasupra noastră. Pledoaria mea spune că să nu ne împotrivim ei. Și pledoaria personajului ar fi trebuit să spună asta? Pledoaria personajului e puțin mai complexă. Dacă analizăm personajul istoric, singurul menționat și în alte izvoare decât în Cartea Sfântă, o să observăm că dacă avem aici două partide, da? Partida pro și partida contra, există și o a treia partidă a spălării pe mâini, partida neutră. Cel care vede cum stau lucrurile e puțin forțat de împrejurări și se dă la o parte, fără să-și asume, fără să se incrimineze. Sigur, presat și de capii preoții evrei din vremea aceea, care aveau cu totul alte interese, nu? Din perspectiva mea, fără să se incrimineze din punctul lui de vedere. El mai are o problemă acolo. El nu prea e de capul lui. El reprezintă autoritatea statală, autoritatea Imperiului Roman, care nu prea vrea să se amestece în probleme religioase ale etniilor supuse. Și atunci găsește o cale de compromis să nu i-a zmuțim pe ăștia împotriva stăpânirii, să nu ne punem rău nici cu stăpânirea, să-i lăsăm cumva să-și rezolve problemele lor între ei. Pentru că dacă era o chestiune de ordin politic, atunci tranșa la modul roman, pax roman, adică îi căsăpim pe toți, nu? Dacă era o chestiune de ordin religios, ei fiind din cu totul altă zonă... Încearcă să se poziționeze neutru, da? Am înțeles. Atunci nu intervine. Probabil că inclusiv... cum să spun, obligațiile sau fișa postului, să spun, pe, da? Îl împiedicau să ia măsuri de tipul acesta. Adică lăsați-i între ei, părțile religioase nu ne interesează. Radu, cum te abordează Pilat în post, în piesă? Domnul Pilat sau fără domn? hai să spunem domnul Pilat, că până la urmă este... Dregătorul. Da, dregătorul. Spre deosebire de alte personaje, domnul Pilat mă abordează mai cumva mai înțelegător, dar destul de distant, adică destul de rece. Nu, este foarte ciudat cum merg lucrurile, sau mă rog, cum au mers lucrurile până în zilele de astăzi în lume, 2000 de ani, în toate sistemele astea birocratice, și oamenii doar execută ordine, urmează legi, nu se știe dacă sunt bune sau nu, ele sunt legi. Deci ei doar își fac treaba lor. Nu-și mai pun problema că
este un om care vrea să facă ceva bine. Ce ai învățat nou din această postură în care ești ca actor, rolul lui Iisus în această piesă? Ce ți s-a părut ceva interesant? Și apoi, Corneliu, vreau să te întrebi pe tine același lucru. Ce te-a izbit în mod special? Am învățat foarte multe lucruri ca actor. În primul rând, prin acest rol, am învățat să mă apropii mai mult de oameni. Eu fiind de felul meu destul de, să spunem, în cămăruța mea, în distant cumva, închis. Este un rol care m-a provocat să-i înțeleg și pe ceilalți și să-mi îndrept atenția și către ceilalți. Și este o bucurie pentru mine, mai ales am terminat masterul în 2019 și ultimul an în care am jucat, cred că a fost 2020, deci joc din nou pe o scenă, un rol consistent, după 3 ani de zile. Este o reînviere a mea ca actor, pot să spun. Foarte fain. Corneliu. Ce m-a lovit sau cum? Ce te-a izbit? Ce m-a izbit, așa? Ce te-a impresionat cu ocazia acestui rol? Ai învățat ceva nou? Ai simțit ceva deosebit? Pentru că, să repetăm puțin, Radu va juca rolul lui Iisus la București. La Brăila și la Ploiești. La Brăila și la Ploiești și tu vei juca rolul lui Iisus la București. Adică același personaj, da? Știi probabil multe din istoria lui Iisus, văzând filme, citind din Biblie. Ai simțit ceva nou, ai învățat ceva nou, ai fost surprins? Ce m-a izbit a fost, au fost prejudecățile pe care le aveam despre Iisus, din imagini, tablouri, din filme pe care le-am văzut. Pentru că în momentul în care am stat împreună cu colegii mei la masă, la cina cea de taină, mi-am dat seama că la prima mână sunt atras de un tipar. Dar îmi doream și îmi doresc în continuare ceva viu. Și cum, unde căutăm ceva viu care să fie aproape de ceea ce credem că s-a întâmplat acolo sau ce e important, cina cea de taină, Domnul Iisus e în mijlocul lor sau e la un capăt de masă, sunt toți înșirați așa sau sunt toți grămadă, cum e, cum a fost sau cum e important, ce vrem să transmitem stând așa. Prejudecățile pe care le-am avut sau pe care cred că le avem despre cum a fost Domnul Iisus, cred că asta m-a izbit cel mai tare, că mi-am dorit să, nu știu cât reușesc în exterior, dar cel puțin în interior, să nu fiu într-un șablon. Am înțeles. Caiafa cum se comportă? Nu știu, dar îl caut. Este foarte interesant că despre mine, în general, cei care mă cunosc spun că n-aș fi un om rău, ba chiar dimpotrivă. Dar la un moment dat, un mare maestru al teatrului și al filmului românesc, domnul Gheorghe Dinică, spunea așa, n-am să încerc să limit, că asta poate domnul Sandu Mihai Groia să facă mai bine, dar spunea, dacă vrei să afli cine ești, uită-te la rolurile pe care le-ai făcut. Iar eu, în ultimii ani, am jucat un preot în Vrăjitoare din Salem, care își distrugea comunitatea. Am fost în Jean-Paul Sartre, un om care își trădea familia, care își trădea țara, care murea într-o hazna și se trezea în iad. Asta este mai departe în această serie de roluri care ți se dau și pe care nu pot să le spun că le fac cu plăcere, dar caut prin ele, dacă tu sunt un fel de catarzis, să zicem. O purificare personală. Un purgatoriu personal în care încerc
nu încerc, chiar fac, să fie simpatic inițial, dar să fie extrem de criticabil la final, ca publicul să înțeleagă că așa ceva n-ar trebui făcut. Pe de altă parte, însă, mai am un dubiu pe care aș dori să-l discut cu părintele. Caiafa spune, la un moment dat, are o replică foarte frumoasă în care spune faceți ce credeți mai bine, ce știți că e bine, dar nu uitați că în 3 zile este Paștele și Iisus trebuie să fie în mormânt. Trebuie să fie în mormânt. Caiafa este mare preot. El știe lucrările sfinte. Mari preoți, nu o să ne spuneți acum, dar au niște secrete pe care nu le divulgă. S-ar putea ca el să știe și să fie pur și simplu unealta Domnului, cum vorbeam cu Cola un moment dat. Corneliu, da? Așa îi spunem noi din facultate și în film și așa a rămas. Apropo și de ceea ce spune domnul profesor, că te lași dus, te lași chemat la un moment dat, dincolo de aceste motoare pe care noi le punem să facem acțiuni, te lași dus și chemat de ceea ce se întâmplă. S-ar putea ca el, ca preot, să știe că trebuie să-L ucidă pe Iisus ca să se nască o religie extraordinară, așa cum s-a născut după. Asta este partea de îmbunătățire a personajului. Mulțumesc! Aveam o speranță, cumva, de ca să nu se simtă... Deși cu teoria lui Gigi Dinică, pe mine m-ai distrus, pentru că eu joc și diavolul în acela. Da, iată. Deci, dacă, da. Ca să vezi cine ești, uită-te la ce ai jucat, eu acum pot să plec acasă, v-a spus. Și dânsul se doarmă la noapte, da, nu? Da. Cornel, momentul să venim la tine. Cine a scris scenariul Taina Paștelui? Scenariul este preluat parte din aventuri în lumea Bibliei, adică pasajele importante din acțiune, iar legarea lui e făcută de mine, cred că într-o săptămână. Povestea, practic, în jurul căruia se desfășoară toată... Tu cine ești în această... Eu sunt părintele. În prezent. Eu sunt părintele și voi fi tot părintele, în jurul căruia se nasc aceste întrebări. Ce sărbătorim noi de fapt de Paște și ce reprezintă Paștele? Și pornește o tensiune între cei doi copii, unul iubește mielușelul, unul iubește iepurașul și apare conflictul între ei și cumva din acest conflict se naște întrebarea, dar de fapt ce este Paștele, de ce miei sunt sacrificați de Paște și de aici încep să se nască toate aceste episoade în care copiii vor descoperi ce s-a întâmplat. Copiii care vor veni, bineînțeles, sunt soțiți de părinți, că nu faceți spectacolul doar pentru copiii de 6 ani, presupun, într-o sală numită Palatul Copiilor. Florin, te rog, spune puțin, dincolo de acest demers extraordinar al Bisericii Renovatio, cum te simți în această postură? În primul rând, să încep așa cu o parte de destindere. Circulă o mulțime de scenarii apocaliptice, pre-apocaliptice și la un moment dat Cornel transmite pe grupul nostru de slujitori, nu mai pot, zice, stă obosit, rugați-vă pentru mine. Și am simțit pentru prima dată că apocalipsa bate la ușă, fiindcă dacă Cornel, care este inepuizabil în energia lui, a ajuns să spună sunt obosit, pentru mine se însemnă grav că lucrurile se schimbă. Noi dorim să povestim, Cornel. Lumea a sărăcit pentru că suntem într-o eră extraordinar de alienată. Mulți și în același timp străini. Dorim să povestim copiilor despre lucrurile care cu adevărat înalță sufletește. Din nefericire trebuie să o spunem, pe de o parte comercializarea, mistificarea adevărului, nu reprezintă altceva decât un mod de a ne prosti copiii, iartă-mi expresia, adică îi lipsim de adevărul care poate să îi transforme. Noi vrem să-l concediem pe iepurașul de Paște, cum l-am trimis și pe Moș Crăciun anul trecut la Polul Nord și vrem să le readucem în atenție pe Hristos. La Polul Mort, ai zis? La Polul Mort, da. N-am mai auzit pe asta. Și să stea liniștit, pentru că, din punctul meu de vedere, așa cum de altfel se știe că e un lucru asumat, prin poveste copiii învață. Noi am avut niște reacții la
finalul. Cum a fost la Crăciun? Eu trebuie să-ți mărturisesc că de regulă am văzut aceste lucruri în preajma sărbătorilor. Pentru pastori, pentru partea aceasta clericală, cel mai greu e de sărbători, fiindcă trebuie să găsești ceva nou în lucrurile care sunt arhicunoscute. Ei, eu vreau să spun că am venit la o repetiție a acestei piese, stăteam în sală și trebuie să-ți mărturisesc că am fost extrem de emoționat, mi-au dat lacrimile, fiindcă totul părea atât de viu, atât de aproape. Ai fost la repetiție acum? Am fost și acum la repetiție, pe segmente, n-am reușit încă să înțeleg totul, dar oricum vor fi repetiții înainte de actul în sine. Din punctul nostru de vedere și din ceea ce am observat, copiii care au ieșit de la spectacol cu părinții erau mai luminoși, erau mult mai surprinși unii dintre ei. Nu credeau că așa sunt lucrurile și modul în care este dinamica nu plictisește. Am fost împreună cu doamna primară al sectorului 1 și cu autoritățile și după 5 minute se vedea clar că este o fascinație și că erau atrași, erau deja absorbiți. Și ne-am bucurat pentru lucrul acesta. Efortul este copleșitor, efortul este dificil, pentru că noi nu suntem în aria noastră propriu-zis. Noi ce facem? Facem ca niște diletanți care încercăm să fim împreună cu adevărații profesioniști pentru a da acestei reprezentații ținuta necesară. Vă propun să urmărim un scurt material pe care ne l-ați trimis astăzi, în care să vedem așa puțin dincolo de scenă, dincolo de ce se întâmplă acolo. Orice rol vine cu provocările lui, dar în cazul de față, jucând rolul Domnului nostru Iisus Hristos, provocarea este incomparabilă cu tot ce am interpretat până acum. Sunt Corneliu Ulic și anul acesta, la sărbătoarea Paștelui, vă invit să fiți alături de noi, să vedeți spectacolul Taina Paștelui, spectacol care vorbește despre evenimentele care au avut loc în săptămâna patimilor. Pilat din Pont. Un personaj care devine important prin faptul că nu vrea să fie important. Un personaj care pur și simplu nu-și asumă răspunderea. Ne spălăm pe mâini, adică suntem amestecați în ceva, dar ne facem că nu ne pasă, nu e treaba noastră, nu ne amestecăm, nu luăm decizie, deși asta ar fi treaba noastră să luăm decizii. Cam asta ar trebui să înțeleagă copiii când văd acest spectacol, din care mă bucur că fac parte. Mă voi bucura să aflu și ce părere aveți după ce îl vedeți, ce impresie a lăsat asupra voastră. Mă simt onorată că particip la cel de-al doilea proiect al Samaritenilor Renovatio în rolul Fecioarei Maria. De data asta, Taina Paștelui, pentru că Taina Crăciunului a fost o bucurie deja realizată, împlinită și abia aștept să vă văd fețele pline de veselie în sala de spectacol. Niște costume absolut superbe, este o scenografie ieșită din comun. Este o echipă combinată între actori și oameni actori și în această piesă, care este într-o atmosferă frumoasă, aproape idilică, eu trebuie să fiu Caiafa. Adică cel care îl condamnă, practic, pe Iisus. Îmi doresc doar să înțelegem cât de ușor poți să blamezi un om și cât de greu să-l scoți din acea vină. Cât de ușor este, de fapt, să întinzi o mână și să oferi încredere cuiva care vine să-ți propună altă lume decât cea cu care tu ești obișnuit. Joc Iisus Hristos în Taina Paștelui, regizată de Corneliu Popescu. Este un rol foarte interesant, pe care mi l-am dorit de foarte mult timp și pe care vă invit cu drag să mă vedeți pe data de 8 aprilie la Brăila și pe data de 17 la Ploiești. Sunt onorată să fiu Maria Magdalena în acest proiect. Aceste personaje biblice mă provoacă în a găsi noi valențe ale laturii mele artistice. Vă invit la spectacol, să ne vedeți, pentru că e foarte frumos ceea ce lucrăm și aveți ce să învățați. Mă bucur să fiu parte din acest proiect. Este un proiect chiar grandios, aș putea să spun. Un proiect frumos, cu oameni frumoși, serioși, uniți și de asemenea abia aștept să fiți alături de noi în ceea ce va urma.
Taina Paștelui. Salut, numele meu este Dragoș Dumitru și interpretez în Taina Paștelui un saducheu. Vă așteptăm cu drag la piesa Taina Paștelui. Este o plăcere să fac parte din distribuția acestui spectacol. Este un spectacol atât pentru copii cât și pentru cei mari și abia aștept să avem și noi premiera și să ne vedem cu toții, atât noi cât și publicul după spectacol. Vă așteptăm cu drag! Eu sunt fascinat deja de ceea ce am văzut. Domnule profesor? Da, trebuie să spunem câteva lucruri aici, câteva lucruri importante. Și anume, faptul că există un impact foarte special în funcție de vârsta și sensibilitatea copiilor. Dacă el se adresează copiilor între 6 și 12 ani, pur și simplu citind o elementară carte de psihologia copilului, observăm că ceva se întâmplă neobișnuit între 8 și 12 ani. Acolo basculează sensibilitatea. În funcție de cum sunt educați copiii, mai ales la această vârstă, viața lor se poate duce într-o direcție sau alta. Teatrul, ca artă care se adresează direct, deci nu vorbesc de ce vedem filmat sau de lucruri înregistrate. E un alt tip de vibrație, se simte altceva. Deci în momentul în care observați că teatrul nu a dispărut nici când a apărut filmul și nici când a apărut televiziunea. Experiența directă este irepetabilă. Shakespeare ne spune despre scena cu teatru în teatru: voi pune pe actor să joace o scenă a Idomea cu moartea tatei și dacă tresare nu mai voi ști dacă e adevărat sau nu. Deci se știe de la început că sensibilitatea unui om poate fi foarte bine atinsă, merg mai departe și spun educată, prin emoția directă pe care teatrul o imprimă în sufletul spectatorului. Și revin la această vârstă, una din cele mai dificile, poate cea mai dificilă vârstă a copiilor, aceea între 8 și 12 ani, pentru că acolo basculează sensibilitatea. Nu vreau să intru într-un studiu profund al acestor lucruri, dar în funcție de cum educi copiii la această vârstă, așa va evolua sau nu personalitatea și chiar viața lor. Din cauza asta, acest demers este foarte important, pentru că cineva spunea că vreau să văd ochii lor, vreau să văd cât sunt de luminoși când ies la acest spectacol. Ce înțeleg? Poate că nu toți, dar nu contează. O mare parte deja e câștigată. Acolo se întâmplă ceva. Nu intru în amănunt, dar trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că este foarte important. În general, nu sunt pentru spectacole cu tematică. Am trăit într-o epocă în care toate spectacolele erau cu tematică și nu vreau să-mi amintesc. Dar aici e vorba despre altceva. Aici este vorba de niște copii. Am lucrat și pentru copii, multă vreme. 5 ani de zile am jucat numai pentru copii. Nu, mult mai înainte. Am fost angajat la Teatrul Sândorică în 70, în anii 70. Aveam minus 5 ani. Da. Iar poveștile făcute la televiziune au fost deja 91-96. Altă epocă. Altă epocă. Tulbure și ea, dar important, e important cum ne creștem copiii. Ce le dăm. Pentru că așa cum sunt crescuți, așa se vor duce sau nu la bibliotecă, așa vor deschide cartea, așa se vor purta cu cei din jurul lor, așa se vor duce la biserică, așa se vor ruga la Dumnezeu sau o vor lua pe cealaltă parte. Eu doream să vă întreb dacă putem să intrăm în dialog, dacă se poate. Vă rog, sigur. Dincolo de ceea ce spune domnul profesor despre lumina din ochii copilului și de ce vorbea părintele la un moment dat, aș vrea să vă spun despre atmosfera pe care o avem la repetiții. Aș vrea să vă spun despre faptul că aici, în emisiune, mă simt cumva ca într-o mărturisire. Intrăm într-un spațiu care este ca o insulă energetică, dacă pot să spun așa ceva. Culmea, oamenii se privesc cu drag. Fantastic, oamenii nu-și reproșează lucrurile.
extraordinar, avem rugăciune înainte de a începe, da? Uneori lui Coa simt că e aproape jenă, parcă n-ar vrea să forțeze lucrurile și îl rog eu și spun, te rog, Coa, hai să facem o rugăciune înainte de începe și la final. Este atât de frumos ca oamenii să sfințească pâinea în clipa în care o mâncăm. E aceeași pâine. A, da, noi știm. Știm științific, dacă trebuie să descoperi științific, brusc am devenit mai inteligenți, da? Dacă n-ar fi fost descoperit, ar fi fost absentă. Da? Știm că dacă spunem în fața apei o rugăciune, ea se transformă în formatul ei. Știm că dacă îi spui unei plante cuvinte de bine, ea crește altfel. Știm că dacă adresăm injurii și reproșuri, acea plantă se usucă. În timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de o istorie de Crăciun, în care un copil a trebuit să joace rolul hangiului. Da. Și vine Iisus cu Maria și bebelușul și domnule hangiu, vă rog, lăsați-ne înăuntru. Iosif și Maria. Da, da, da. Domnule hangiu, vă rog, lăsați-ne înăuntru, soția mea e însărcinată. Ăla era, uitase replica, știi? Și avea de spus o singură propoziție. Era așa mai slăbuț el. I-a dat și lui un rol. Nu mai e loc, hanul e plin, încercați în altă parte. Asta trebuia să spună. Și Iosif, ca să-l ajute, îmi zice o dată, domnule hangiu, vă rog, soția mea e sărcinată. Și ăsta stă și înghite în sec și zice, sigur, sigur, Iosif, găsim noi o soluție. Genial! Gândeam să nu faceți o chestie în spectacol, ca, în calitate de Caiafa, să ziceți, Iisuse, tu ești marele preot, poftim, ia loc aici. No, n-am voie, n-aveți voie, nu? Nu, dar să știți că nici nu-mi pare rău că n-am voie. Și am să vă spun ceva, domnul profesor știe și noi știm, sper că nu toți, în orice proces ar avea loc, energia care se transmite este atât de neagră, atât de rea, atât de multe nenormalități se întâmplă respectând legea. Caiafa nu face altceva decât să respecte legea. Legea lor spune că Iisus nu a venit încă. Eu nu fac altceva. Am doar un moment și l-am simțit cu Co, pentru că între cei doi Iisuși pe care noi îi avem, da? Este unul singur de afară, da? Unul este cel blând și bun și încă deschis. Este Radu. Celălalt este trecut prin viață. Deja și-a primit rănile. În momentul în care am jucat cu Co, am simțit cumva că se uită la mine în clipa în care îl acuz și spun la moarte, pentru că eu îi cer moartea, cu o cruzime de nedescris. Și mai energizez și sala și spun, sala, să cerem cu toții, moarte! Să moară! Și în momentul acela, are o privire spre mine și mă uit și spun, oare am cerut bine? Oare ți-am făcut bine pentru tot ceea ce urmează? Răul acesta l-așteptai? Și este îngrozitor să ne uităm în fața noastră, nu în oglindă, nu în oglindă mă refer acum, ci în oglinda sufletului și să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău de-a lungul vieții noastre. Este foarte interesant. Iar atmosfera pe care o creați nu este numai de repetiții, este o atmosferă obișnuită pentru dumneavoastră, pentru noi e neobișnuită. Este o atmosferă de bine. E un loc în care poți să vii să te mărturisești, să dai noroc, să te îmbrațe. Nu știu cum ați făcut în vreme de COVID, dar sper că ați funcționat normal. Este o... Te rog, Cornel. Puteți interveni. Da, cum să nu. Vreau să zic că mi-am dat seama că un alt lucru care m-a izbit a fost faptul că oamenii nu reușim să aducem oamenii într-o stare atât de rea încât să îl urască pe Iisus și să poată să fie dur cu el în scenetă, ca să putem să prezentăm adevărul istoric. Extraordinar. Deci dacă nu o să reușim să realizăm acest contrast în scenă, să știți că ne luptăm cu asta, pentru că e greu de imaginat, acum lăsând gluma la o parte, e greu de imaginat ce s-a întâmplat acolo. Îl avem pe Domnul Iisus, care a venit ca un revoluționar, dar nu un revoluționar cum se așteptau ei. Împărăția cerurilor, pentru noi, e cu sus în jos. Și când i-a spus lui Petru, bagă sabia în teacă, nu știi că cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Uh-huh.
revoluția pe care a venit să o facă Domnul Iisus nu este una politică, nu este una a forței brute, este cea a valorilor răsturnate pentru noi ca oameni, dar așezate corect înaintea lui Dumnezeu, adică iubește-ți aproapele, iubește-ți chiar și dușmanul și știi ce? Nu este nicio dragoste mai mare decât aceea ca cineva să-și dea viața pentru un prieten. Da. Așa este. Radu, vreau să te întreb, suferi în piesă? Este... Da, în piesă, da. Te lovește? Te mai ghiontește? Te mai... Ce faceți la răstignire? Mie mi-a căzut până acum crucea odată în cap. Și mie, nu? Da, și mie. Da? Da, da. De ce e că suntem pe drumul bun? Da, este... Sufăr, bineînțeles, dar perspectiva mea asupra acestui personaj este demnitatea, în primul rând. Adică mai presus de toată suferința, de toate emoțiile negative, toată nedreptatea, mai presus de toate este misiunea lui. Da. El are ceva, firul roșu, ca să spunem, al personajului, este misiunea pe care o are pe acest pământ și anume de a propovădui cuvântul Domnului, de a aduce bine, de a aduce lumină până la urmă. Pentru cei care ați deschis mai târziu puțin, doamnelor și domnilor, avem aici în studio 6 invitații deosebiți astăzi. 4 actori, ei pregătesc un proiect, se numește Taina Paștelui, un proiect în care prezintă patimile lui Iisus în câteva localități, printre care și București. Mai sunt locuri? Cornel, mai sunt locuri? Din câte mi-au spus, Bucureștiul este deja full. Noi mai așteptăm un pic și o să pornim probabil și următoarele 2 spectacole. Am pornit cu 2 serii și probabil că o să mai dăm drumul. Deci vor, în funcție de cerințe? În funcție de cerințe mai dăm drumul, dar doar 2 mai putem face. Deci cumva vor fi doar 4 spectacole în București. Am pornit unul în Brăila, unul în Ploiești. În funcție de cum se umple sala, vom da drumul și la celelalte. Unde pot să se înscrie telespectatorii? Pe site-ul samaritenilor, samaritenirenovatio.ro. Să intre acolo, să vadă care sunt cerințele. Da, sunt... Fiecare localitate are indicată o săgeată aici pentru înscriere. Poți să acceseze și să completeze. Ce este important este că nu se va intra decât pe bază de invitație. Dar gratuită. Gratuită, da, pentru că trebuie să gestionăm locurile în sală, adică nu putem să dăm drumul la 1000 de oameni dacă sala are decât 800 și atunci să nu avem probleme cu reprezentanții oficiali, da, ai legilor care... Da. Veți filma acest eveniment? N-am mai întrebat dacă dăm live sau nu. Taina Crăciunului nu am dat-o live, pentru că ne-am dorit să rămână acolo intim totul, să rămână ceva, dar am filmat-o, am încercat să o reproducem cât am putut, nu prea ne-a ieșit așa cum ne-am dorit noi. O să încercăm să facem ceva și mai profi, dar cea mai puternică experiență live, într-adevăr, acolo și eu când eram, nu vedeam, chiar am cumva poziționat cu spatele, dar vibra. Este ceea ce spune domnul Gruia, de altfel, și este ceea ce face ca teatru să fie viu. Este o întâmplare atunci pe loc. Sigur că se poate face film, nu este asta o discuție. Eu am acum un film despre Apostolul Andrei. Cred că Dumnezeu mi-a dat această întâlnire ca să pregătesc pe cealaltă, în care biserica este cumva împotriva ideii că Apostolul Andrei, venit în România, a primit bătaie. Și pe cine jucați în acesta? Dacă nu am finanțare, eu sunt Andrei. Dacă am finanțare, atunci va fi un actor, poate chiar un actor străin. Cum vineam că ați evoluat deja de la Caiafa la Andrei, deci este... Nu-mi spune. Nu știți ce schimbă. Da. Se schimbă și ce spunea maestru din Nică, adică da, și sufletul și se adaptează. Mă pregătesc pentru cealaltă, da. Ideea este că Andrei suferă exact, e așa și este de altfel. Se spune că apostolii au fost trimiși cam ei, da? Da. Și ei s-au dus și au făcut aceleași minuni și miracole pe care le-a făcut Iisus.
nu de altceva, dar trebuia să deschidă sufletele și mințile oamenilor. Deci au suferit la fel. Ideea nedreptăților suferite este aceeași. Scenariul, de altfel, asta și discută. Noi nu arătăm partea umană a lui Iisus, nu avem cum. Oricum, noi nu înțelegem tot ce putem să înțelegem din Dumnezeu. De asta Dumnezeu, la un moment dat, există ideea, nu pot să-ți arăt fața mea, lui Moise, îți arăt doar spatele și el este luminat de ceea ce vede. Dar în toată această atmosferă, vă spun, această atmosferă de spectacol, de energie pură, de transmitere a durerii, asta mai lucrăm, ai zis tu să lucrăm sâmbătă, dacă putem, da? Loviturile dure pe care oamenii le dau unui om sfânt, el n-are cum să devină altfel sfânt, n-are cum să rămână în memorie. Țineți minte că la un moment dat copiii, părinții se băteau ca să țină minte un anumit eveniment, da? Bătaia lui Dumnezeu este diferită de modul pe care noi l-am învățat la școală, modulul pedagogic, da? Da. Pentru asta vorbeam cu domnul profesor la un moment dat. Noi învățăm în școală, știm ce predăm, da? Știm când predăm, știm planul de lecție, știm cu ce începem, unde e punctul culminant și cu ce se termină. Și în general, la final, ca studentul să mai vină la curs, îi dai un gând bun care să aibă plăcerea de a se întoarce. Asta e modalitatea noastră de predare. Și vine Dumnezeu, bunul de el, și ne dă ceva ce noi nu știm, nu știm când ne predă, nu știm cum o să fie și de obicei este atât de greu și atât de dur, încât ține minte pentru toată viața. Dar finalul este întotdeauna de bine. Nu putem să încheiem, mai avem 10 minute înainte să vorbim despre marele eveniment al învierii lui Hristos și vreau să te întreb, Florin, cum a surprins acest gând, această deviere de istorie în acest spectacol. Noi urmărim firul narațiunii biblice. Propriu zis, chiar nu avem nevoie de lucruri accesorii. Se merge pe narațiunea biblică, momentele esențiale care surprind. Cina cea de taină, momentul din Ghețimani, momentul procesului, apoi crucificarea, momentul învierii. Ceea ce însă noi ne-am dorit să facem un cadou copiilor prin faptul de a aduce oameni care știu ce fac. Adevărul n-ar avea nevoie de prezentare, nici de cosmetizare, nici de înfrumusețare. Adevărul este adevăr în sine și frumos el. Dar modul de transmitere contează enorm. Și ceea ce am făcut noi este să aducem oameni care știu să transmită acest adevăr, cu care noi suntem familiarizați. Nu doar că îl cunoaștem, îl trăim. Există o ofensivă, trebuie să o recunoaștem. Există o ofensivă ideologică. O resimțim cu toții. Nu intru în amănunte acum, pentru că nu este interesul nostru să politizăm. Dar există o ofensivă ideologică și noi ne-am dorit ca prin acest moment, prețuit mult la români, în Paștele se prețuiește. Românii au această prețuire a evenimentelor de acest gen. Nașterea Mântuitorului, Paștele, avem această cultură a credinței, că suntem într-un spațiu răsăritean, unde sămânța aceasta credință este înrădăcinată. Ei, noi ne-am dorit să aducem copiilor cumva posibilitatea de a înțelege și altcumva ceea ce până acum a devenit așa mai mult o chestiune de hai, avem liber de la stat, mai stăm puțin pe acasă, mai vedem un film, mai e purașul, mai ouă roșii. Ouă roșu și bujori. Da, adică am vrut să dăm semnificație acestui eveniment și să rămână cu urme. Și cum spunea și Cornel, care propriu zis, ideea aceasta s-a născut amintindu-și că atunci când era copil, o asemenea piesă de teatru a avut un impact extraordinar. Așa. Ei, noi nu suntem în măsură să transmitem profesional vorbind adevărul acesta, așa cum o fac oamenii care pentru asta s-au pregătit. Și atunci cumva s-a combinat partea aceasta a celor care cunoaștem adevărul biblic cu partea aceasta a oamenilor care transmit cu o emoție vie și într-un mod deosebit acest adevăr și cred că se va naște ceva cu impact. Ce ne dorim? Noi ne dorim să crească o generație în preajma adevărului cu dorința ca mai apoi și cum se spune, nu noi deținem adevărul, ci adevărul ne deține pe noi. Asta ne dorim, ca într-un final copiii să poată să înțeleagă adevărul și adevărul acesta să-l călăuzească. Mai avem câte un moment pentru fiecare invitat. Vă rog, ca o concluzie, ca un apel pentru dragii noștri privitori.
ce ați spune? Era o idee despre care am vorbit la un moment dat și cu Cornel. Voi spuneți că vă este foarte greu să faceți personaje negative împotriva. Tocmai forța personajului negativ îi dă forța personajului pozitiv. Corect. Adică victoria împotriva cuiva nevolnic nu este o victorie reală. Trebuie ca inamicul să fie puternic, ca victoria să fie înălțătoare. Una la mână și doi. Tot ce înseamnă zona de patimi, doctrina principală a creștinismului, nu este crucificarea, ci învierea. Totul trebuie să ducă acolo. De asta, cumva când văd în bisericile catolice răstignirea, văd numai... Toată zona se duce în partea asta. Și uită de ceea ce este mai important, învierea. Noi asta sărbătorim, oameni buni. Deci toate astea se duc acolo ca să se ridice spre înviere. Gata, am spus destul. Să mai vreau special cineva. Dragi telespectatori, vă invit cu drag și cu sinceritate la acest proiect minunat, la care și domnul profesor Kevorkian se minunează ce bine e la repetiții și ce atmosferă frumoasă e, pentru că este adevărat. Acest proiect eu îl asociez cu educație, cultură, calitate, lucruri de care avem nevoie ca de aer. Și este un proiect în care cred cu toată inima că va ieși foarte bine. Și Doamne ajută ca de acum încolo, noi oamenii avem nevoie de povești. Avem nevoie de povești ca să învățăm, ca să creștem, ca să evoluăm spiritual. Și povești de calitate, adică povești făcute din inimă, povești nu făcute ca să demonstrezi ceva sau ca să impresionezi, povești pur și simplu expuse așa cum sunt. Avem nevoie de adevăr. Iar această piesă conține adevăr. Și noi, ca grup, la repetiții, am făcut o coeziune foarte frumoasă. Noi, practic, suntem adevărul acestei piese. Corneliu? Vreau să mă leg de ce zicea colegul meu Radu și da, avem nevoie de povești pentru a transmite idei, principii, valori și cu cât mai mult că ceea ce prezentăm e chiar mai mult decât o poveste, e o istorie adevărată. Îmi doresc ca oamenii să vină să vadă acolo, să înțeleagă mai mult sau mai bine despre ce e vorba la Paști. Și dincolo de tragedie, dincolo de durerea pe care pot să o vadă acolo, pierderea, nedreptatea pe care pot să o vadă acolo, să vadă speranță. Pentru că, așa cum spunea și domn profesor, misiunea Domnului nostru Iisus Hristos a fost să moară și să învie. Da. Mulțumesc foarte mult. Profesore, 30 de secunde. E mult. Ce pot să spun așa? Atât aș vrea. În clipa în care am scris scenariu, în clipa în care joc acest rol și vă mulțumesc, mulțumesc mâinii lui Dumnezeu că s-a așezat pe sufletul dumneavoastră și domnul profesor mi-a zis veniți în acest proiect. Să vin. Și eu îi mulțumesc domnului profesor. Da. Am mai multe vini. Da, Caiafa va fi atât de crud pe cât este societatea în care noi trăim, care nu înțelege niciodată că esența credinței este de fapt iubirea. În momentul în care m-am dus să fac filmul despre Andrei, m-am dus și am întrebat, iarăși, lucruri simple. În cât timp pot să învăț tot ceea ce știți despre religie? Și mi s-a spus... De sute de ani ne chinuim. Bun. Care este esența atunci a tot ceea ce este sfânt? Să iubești. Așadar, oameni buni, nu vă feriți să iubiți. Doamne ajută. Doamne ajută. Cornel? Eu am să fiu scurt. Mulțumesc frumos domnilor profesori, actorilor care au acceptat să ne susțin acest proiect. Mulțumim frumos tuturor celor care s-au unit să poată face
viu și real acest proiect. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea aceasta de a putea fi glasul lui într-o vreme dificilă, cum spunea și domnul Florin Ianovici, și vă așteptăm pe toți, mici și mari, să trăim acest adevăr frumos împreună. Florin, un gând de final? De 3 luni ne rugăm și abia aștept să putem spune amin. E o piesă de teatru stropită cu multă rugăciune și cred că va fi bine. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Au fost împreună cu noi domnul profesor universitar dr. Mihai Groia Sandu, actor, dramaturg, de toate, în rolul lui Pilat în această piesă. Și diavolul, și diavolul. Domnul despre Radu, asta vorbim într-o altă emisiune. Altă emisiune. Domnul Radu Mateucă, actor. Domnul Corneliu Ulici, actor. Domnul Florin Chevorchian, actor de asemenea. Cornel Popescu de la Samaritanii Renovații, Florin Ianovici, mulțumesc foarte mult, dragi invitați. Succes în acest proiect. Dacă aveți copii, dacă cunoașteți copii și vreți să îi duceți pe un drum bun, mergeți la Taina Paștelui împreună cu ei, pentru că cu siguranță și dumneavoastră veți fi impresionați. Sunt Cornel Dervășan, aceasta a fost știrea cea bună. Noapte bună! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.